Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi analizăm activitatea deputatului Mihai Weber, ales în circumscripția electorală numărul 20, Gorj, pe listele PSD. Acesta este al doilea mandat al său. Este președintele Comisiei Parlamentare Specială pentru Controlul Activității Serviciului de Informații Externe. Înainte să ajungă în Parlament, deputatul PSD Gorj a fost director al unei societăți comerciale și inginer. Este o muncă, dacă vreți, cum ți-o crezi tu, poate să fie și o muncă grea, dar plăcută în același timp, dacă te angrenezi în multe activități. Totodată poți să existe și posibilitatea de a mai fenta anumite activități, pentru că așa este și ăsta este adevărul clar. Nici în primul mandat, nici acum, Weber nu s-a omorât cu munca. O spun chiar statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. Iată ce activitate a avut din 2016 până acum. 27 de luări de cuvânt, 24 de declarații politice, 10 întrebări și interpelări, 55 de propuneri legislative inițiate, din care 6 promulgate legi și o moțiune. În aproape 2 ani a vorbit în plen doar 3 minute și 9 secunde. Majoritatea intervenției sunt înscris, cu toate că sunt consemnate ca luări de cuvânt. Poți să nu participi la tot ceea ce înseamnă elemente în dreptul fișei postului parlamentar. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2044 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Cu toate că este un element important al activității de deputat, prezența lui Weber este de 61%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul încasează o indemnizație lunară de 10.781 de lei. Sătul probabil de Parlament, Mihai Weber s-a gândit anul trecut că ar fi interesant să candideze la primărie. E posibil să iau în calcul și eu înspre anul 2020, deci spre sfârșitul acestei perioade destul de lungi, zic eu, o anumită candidatură pentru primăria Târgu Jiului, pentru alte funcții. Iată ce și-a propus înainte să câștige al doilea mandat de deputat. Militez pentru un învățământ eficient, un trai decent, o Românie unită, sănătoasă, curată și întoarcerea tinerilor noștri acasă. Mai are jumătate de mandat să facă ce și-a propus. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Gorj. Fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate, interes pentru județul pe care îl reprezintă. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt în număr mic, prezență redusă la vot și propuneri legislative puține. Pentru activitatea din acest al doilea mandat al său din decembrie 2016 și până în prezent, îl recompensăm cu nota 6 pe deputatul PSD Gorj, Mihai Weber.